Și aici mă refer și la unul care, de care s-a vorbit astăzi foarte mult în această sală și care, vă spun sincer, este și un favorit al meu. Este Constantin Țuțu. Noroc, iepuraș de soare! Ce mai faceți? Bine? Jiu! În mod ideal, acest video trebuie să arăt în felul următor. Camera înaintează înspre fața mea și eu apăs așa pe un buton mare roșu pe care scrie greșit și fac PAM! Pentru că asta e unica reacție care poate să aibă un om la acest video. Aici eu m-am născut și am crescut. Aici, la Băcioi, în ograda asta, am copilărit. Am fost educat și crescut într-o familie modestă, unde m-am învățat să lucrez, să apreciez tot ceea ce am. Super fain, super ciotcos. Deputatul Constantin Țuțu decide să posteze pe pagina lui de Facebook un video în care primele 16 secunde sunt despre localitatea lui de Baștină, despre familia în care a crescut și ce valori a deprins el din acest cuib familial. Superb! N-ai și reproșa. Dar de ce noi vedem acest video acum? De ce e nevoie de acest video? Nu, adică e ok. Facebook e un spațiu liber pentru toți. Eu postez poze personale cu maică-mea, copchii mei, soția. Dar de ce acest video? Ce vrea să ne spună acest video mai departe? Am început cu lupte libere. După care am început să fac karate. Karate? Ok, el ne povestește mai multe detalii biografice în acest video. Aha, lupte libere, karate, mai departe. În prima zi mi-a plăcut acest gen de sport. Ok. Și am înțeles că o să pot să fac față. O să faci față cui? N-am înțeles, dar să trecem cu vederea. Hai deocamdată să fim, cum zic, настроены на лучшее, да? Давайте посмотрим. Îmi place foarte mult să ajut oamenii de aici din Băcioi. Adică să fiu alături de ei. Am făcut foarte multe lucruri aici pentru Băcioi și mă mândresc cu faptul dat. Se mândrește cu faptul că a făcut multe lucruri pentru Băcioi. M-a pus într-o capcană. Ok, el se mândrește cu faptul că a făcut lucruri aici pentru Băcioi. Și mă mândresc cu faptul dat și în continuare o să fac același lucru. În continuare să facă ce? Constantin, stai-le, ca să faci același lucru, adică să te mândrești, să continui să faci multe lucruri. Partidul Democrat este cel mai bun partid în Republica Moldova, pentru că... Stai-ați! 45 de secunde de mama, mere, valori, beși, ograde, Băcioi, karate. Partidul Democrat cel mai bun partid. Mai scurt, m-am născut în 1987. Mama Maria, tata Vasile, m-a numit Andrieș, iubit, m-a legănat. Adidas, cele mai bune căsovci! Și-a fost asta, Constantin? Ce-i asta? Și asta, mai ales în contextul în care PDM acuze ceilalți actori politici de începerea prematură a campaniei electorale. Partidul Democrat își pune drept scop să aibă cea mai transparentă, cea mai corectă, cea mai democratică campanie electorală din istoria Republicii Moldova și ne dorim ca toate partidele să înțeleagă și să se ghideze de aceste principii corecte și conform legii. Și mai ales ce este acest video, Constantin, dacă tu încă nu știi dacă vei candida sau nu? Dumneavoastră, candidați la parlamentare? Încă nu pot să vă spun. Cum o să decidă colegii? What the fuck, Constantin? What the fuck? Moș Nicolae a primit de la preotul din sat o icoană, iar deputatul Constantin Țuțu i-a adus o mașină cu lemne și produse alimentare. Deputatul din partea Partidului Democrat din Moldova, Constantin Țuțu, împreună cu echipa clubului sportiv pe care îl reprezintă, au mers și au împărțit daruri. Un nou teren de joacă pentru copii a fost deschis în curtea grădiniței numărul 194 din orașul Codru. Acum micuții vor putea petrece timpul jucându-se la topogane. Inițiativa de renovare a terenului îi aparține deputatului democrat. Constantin Țuțu. Nu noi jenă alegem deputați ca să îi ajutăm să învețe să citească în 4-5 ani. Locul extragerii, geologia și topografia locației. Modul de... Noi nu alegem deputați ca să-i ajutăm în 45 ani să învețe să grăiască 45 de secunde despre unde s-a născut și că a făcut karate. Partidul Democrat este cel mai bun partid în Republica Moldova pentru că acest partid muncește pentru oameni. În fiecare domeniu sunt schimbări radicale. Noi ne oprim aici. În fiecare domeniu sunt schimbări radicale. În fiecare domeniu...
Stai, Alec, Andrei nu-l strâmba. În fiecare domeniu sunt schimbări radicale. În fiecare, Constantin. În fiecare asta înseamnă că, de exemplu, un domeniu... Așa un domeniu, Constantin, poate ai auzit. Dosarul furtul miliardului. Ai auzit? Este un primar, zici lumea la Orhei, că el ca și cum figurează în raport Kroll, el e cel mai mare beneficiar, ca și cum el o fără banii. Avea acolo schimbări radicale, așa-i? Sau, stai puțin, poate schimbările radicale sunt atunci când Republica Moldova ca stat bagă în drepturile omului și extradează pe nedrept 7 profesori turci la liceu Orizont? Poate, poate este schimbările radicale. Sau, stai, Constantin, mă tin că am înțeles, schimbările radicale asta e atunci când în 2012 începi și inculpat într-un dosar penal, în 2014 ajungi să candidezi pe listele PD-ului, dar în 2016, 17 și 18 faci lucruri bune. Pentru Băciui. Este schimbările radicale, Constantin? Este o echipă cu oameni cu experiență veritabilă. Și înseamnă oameni cu experiență veritabilă? Poți să ai experiență veritabilă în a fura sumși din marșuci. Un hoț de sumși din marșuci are o experiență veritabilă. Poți să zici asta despre dânsul. Ce înseamnă experiență veritabilă? Constantin, tu îți dai seama și scoți pe gură. Cred în colegii mei că noi să putem să schimbăm la față Republica Moldova. Dragă Constantin, dacă ne auzi, dacă ne vezi, dragi prieteni, dacă voi sunteți de prin Băcioi, Sângera, Trușeni, Codru, Durlești, răspândiți vă rog acest mesaj. Dați un tag la prietenii de prin aceste localități. Hai să oprim de la Pierzanie un om tânăr care vrei, nu vrei, își are un loc în acest univers. Putem, vrem să-l prânim aproape de noi. Eu ajung să scriu foarte multor angajați de la Publica, Canal 2, care sunt și druși cu mine pe Facebook și le scriu și uneori îi întreb... Băi, de ce? Unii din ei mă blochează, alții îmi răspund, alții îmi spun un simplu, înțelegi și tu. În cazul lui Constantin Țuțu, eu probabil înțeleg pentru ce, da, există o miză, poate e vorba de dosar, poate e vorba de orgoliu personal, poate omul toată viața își s-a devenit deputat, dar de ce-ul eu nu înțeleg. De ce? De ce el se bagă atât de tare în glod? Oare prin asta el se înalță? Prin asta el devine alesa poporului? Prin coruperea alegătorilor, prin fapte bune anume în localitățile în care el își are circumscripția unde el va candida? Deși Constantin nu face fapte bune la Cahul? Acolo e alt deputat PD, Elena Bacalu? Dar la Florești de ce nu pleci? Acolo e alt deputat PD și Nichiforciuc sau Carepecu? Iată că un asemenea moment trist, vreau să închei, dar nu înainte de a vă recita o poezie pe care mi-a scris-o un prieten al paginii Lumina de pe Facebook. O poezie care într-un fel sumează și adaugă o notă pozitivă peste tot ce am văzut noi astăzi. Sergiu ne scrie: am mai privit odată, am citit comentariile și m-a străfulgerat. Am înțeles tot. Iată ce a vrut să zică Constantin Țuțu. Am tradus asta în versuri. Iubesc cum eu Băcioiu, că-i satul meu natal. Am chiar și o farfurie cu mere de pe deal. Noi am făcut carache, suntem puternici toți, dar plâng pentru narodul ce ne numește hoți. Vrem să schimbăm Moldova, nu tot, doar fața, o leacă. Votați-ne pe noi, din nu, preniți la moacă. Într-un ceas bun, prieteni, sănătate și numai bine. V-am pupat! Așa s-au obișnuit politicienii în țara noastră să vină odată în 4 ani în fața alegătorilor și să promită. Să promită că vor curge râuri de lapte sau că simplu că viața de mâine a voastră, a tuturor cetățenilor, a noastră, a tuturor cetățenilor din această țară o să fie mai bună.